în Costești. Poartă denumirea lui Lăutarul Mare, vestitul lăutar de la Baștene, de aici din Costești, Filip Toderașcu. A fost fondată în 1977 la inițiativa oameni de cultură a satului, director fiind primul director Eugeniu Popov. Am făcut o renovare extraordinară la inițiativa noastră, a colectivului de profesori. La moment avem 67 de copii. Este, de fapt, un nivel destul de normal pentru așa o școală. 67 de copii cu 10 profesori. Din 1987 și până în prezent am onoarea, care o onoare mare, să conduc eu școala. Avem mulți copii, în jurul la 300-259, pare mi se cifra corectă, au absolvit această școală. Din ei, 51 sunt absolvenți și a instituțiilor de învățământ de specialitate. Am participat la concursul recent aici în școală Filip Toderașcu. Avem foarte buni absolvenți, buni, chiar talentați și chiar consacrați de acum, care cunoaște Republica, fiind, bine spus, Borde Tudor, care a fost corepetitor la ansamblu academic de dans joc și acum, printre altele, nu știu cum, ansamblul ăsta de dansuri joc, cred că preferă toți absolvența noștri, fiindcă acum e din nou tot absolvent a școlii noastre, Andrei Bortă. Deci avem o mare performanță cu surorile Ludmila și Elena Vivol, care își desfășoară activitatea profesionistă în Statele Unite ale Americii. Sunt angajate într-o orchestră muzică de cameră, care activează foarte productiv. Petrică Bortă, care de altfel a învățat la mine la NAI, a terminat studii foarte bune, a fost pe vremuri angajat pe puțin timp în orchestra de muzică populară a radio-televiziunii. Vreau să mai întreb un lucru foarte important, că astăzi este o zi destul de deosebită pentru artiștii noștri din Republica și nu numai din Republica Moldova, din toată spațiul românesc. Deci este ziua unui mare artist, violonist, dirijor de orchestră și îmi spui cum îi zice. Nicolae Bătcuros.